Doamnelor, domnilor, bună seara! Am regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru și ne revedem în această seară la Mix TV cu Raluca Baghiu. Fondatoarea și managerul Job School, First Job School, un centru educațional cu renume, nu numai în zona Brașovului, de mult a depășit granițele județului. Bună seara, bun revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Ca de obicei, proaspătă, plină de idei și dornică să înfrunte realitățile unor vremuri care sunt atât de provocatoare și atât de generatoare de frisoane pentru mulți. Cum sunt vremurile acestea pentru Raluca Baghiu și First Job School? Da, din păcate am trecut și noi printr-o schimbare oarecum sau am încercat să trecem prin această schimbare. N-am avut timp să o conștientizăm foarte bine pentru că avem foarte multe proiecte europene în implementare. Și chiar dacă ne-ar fi plăcut să procesăm oarecum și să ne adaptăm acestor vremuri, am fost într-o vrie și într-o nebunie din care nu cred că într-un an jumate o să ieșim. Și atunci, mai mult sau mai puțin, am încercat să ne concentrăm pe activitatea profesională care ne-am asumat-o prin aceste proiecte europene și am lăsat oarecum în planul 2 tot ce înseamnă partea comercială a First Job School-ului și a agenției noastre de recrutare, astfel încât toată atenția și toată dăruirea a fost către aceste proiecte care trebuie implementate cu succes, chiar dacă pandemia oarecum a afectat într-un mod sau altul implementarea unor activități, dar mergem înainte. Ce a oprit pandemia? Ce a generat pandemia bun? Deocamdată nu știu să răspund fără ipocrizie la această întrebare. Trebuie să mai lucrez. Nu s-a tras o linie? Trebuie să... sunt și lucruri bune. Am început să... Noi ne adresăm unui grup țintă cu un nivel educațional mediu prin aceste proiecte care le avem acum în implementare. Ne adresăm muncitorilor care au nevoie de o recalificare sau de o calificare și atunci vorbim și de o medie de vârstă destul de spre mijloc și anume vorbim de un 40 plus. Asta înseamnă că noi a trebuit să educăm și să învățăm odată cu pandemia acest grup țintă pe care noi îl gestionăm, pentru că ei au trebuit să intre exact cum au intrat copiii în varianta cursurilor online, ceea ce nu este ușor pentru o persoană care este la 50 și ceva de ani și nu a fost obișnuit nu are abilități în zona aceasta. A fost destul de dificil să o obișnuim în zona aceasta de online și nu doar obișnuința, pentru că nu mă ajută doar să obișnuiesc cursantul în zona aceasta, ci trebuie să îi stârnesc interesul, motivația și să-l determin ca la finalul cursului, când el închide calculatorul, să fie fericit, mulțumit că a câștigat o oră, două, trei a fiind alături de noi. Și atunci practic toată energia noastră am canalizat-o spre aceste persoane pentru a-i acomoda cu ce înseamnă această pandemie și anume lipsa interacțiunii fizice și o interacțiune online cu care a trebuit să-i obișnuim, după care să le dezvoltăm plăcerea pentru aceste cursuri. Noi, ca lectori și ca specialiști în resurse umane, a trebuit să ne regândim tot formatul nostru, modul de a preda, modul de a interacționa, pentru că tot ce se întâmplă face-to-face, față-înfață, este de un impact mult mai mare decât poți transmite și atunci trebuie să-ți schimbi oarecum și stilul de a vorbi și intonație și absolut tot, în așa fel încât să reușești să ții o persoană fascinată de ce predai tu timp de două ore, măcar două ore. Da, ceea ce nu este ușor. Deci o reinventare, adaptare, asta a dus pandemia până la urmă și au câștigat, cred că premianții ei, nu s-a tras linie încă, dar premianții vor fi cei care au găsit oportunități în criză, cum se întâmplă de fiecare dată. Da, cu siguranță. Cu siguranță criza asta este pentru unii foarte benefică și poate până la urmă, dacă vedem lucrurile corect și încercând să nu accentuăm anumite deficite sau anumite lucruri negative, putem să tragem toți niște concluzii și putem toți să tragem și să vedem lucrurile bune care oarecum s-au întâmplat sau trebuie să vedem și lucrurile bune care s-au întâmplat în acest an, pentru că altfel nu am merge mai departe.
Revenind la proiectele noastre, într-adevăr a fost foarte grea comunicarea. Noi implementăm sau încercăm să implementăm în cadrul companiilor, în cadrul departamentelor de resurse umane, programe de școlarizare și încercăm să învățăm acei specialiști de resurse umane să își dezvolte, să-și facă un plan de școlarizare, să-i susținem și să-i ajutăm să dezvolte dacă au un plan de școlarizare, punând foarte mult accent pe formarea profesională continuă. Practic am militat în toată perioada aceasta pe formarea profesională continuă. Și ne-a fost foarte greu pentru că și contactul cu aceste departamente de resurse umane a fost cenzurat, anumite companii nepermițându-ne nouă accesul sau noi nu aveam acces în aceste companii și, repet, totul s-a întâmplat din nou online, s-a întâmplat telefonic, am încercat să organizăm tot felul de întâlniri pe aceste platforme în așa fel încât mesajul nostru să ajungă cu impactul care ni-l doream în cadrul acestor companii și eu cred că am făcut un lucru bun în toată această perioadă, dar nu la fel de bun cum l-am fi făcut dacă reușeam fizic să intrăm pe viu în aceste companii. Bun, programe de formare profesională continuă în cadrul companiilor, care au fost aceste companii preocupate să facă acest lucru în condițiile în care și la acest nivel s-a resimțit așa un soi de îngheț. Stăm, vedem ce mai este, ne conservăm, o politică prudentă de dezvoltare a fost. Da, într-adevăr nu a fost simplu și multe companii exact cum ai spus, pentru o anumită perioadă aveai impresia că stau într-o stare latentă și pur și simplu nu mai decid absolut nimic și nu-și mai doresc sau nu mai au dorința de a-și continua viziunea lor versus politica de resurse umane versus politica angajaților proprii, dar poate că și noi am jucat un rol în conștientizarea lor. De ce? Pentru că având aceste întâlniri cu departamentele de resurse umane și cu cei din conducerea acestor companii la nivel de CEO, am încercat să explicăm că toate lucrurile, indiferent de nivelul companiei, indiferent că din 500 rămânem 200, indiferent că dintr-o 100 creștem la 300, indiferent de deciziile și de politica pe care compania o va adapta versus costuri, versus producție, resursa umană rămâne cea mai importantă și atunci dacă mai noi... Mai e valabil, că acum se spune, hai, sunt atâția... Iar începe să vină zicerea aceea la modă, mai sunt nu știu câți la ușă. A crescut șomajul totuși. A crescut șomajul totuși, dar nu din acest considerent. Și eu sunt ferm convinsă că un manager și un lider care nu înțelege că resursa umană este cel mai important, cea mai mare valoare a companiei sale, acela cu siguranță nu va atinge niciodată nici excelența și nici perfecțiunea. Nu poți lucra și o companie nu poate funcționa fără o resursă umană motivată, fără o resursă umană educată, calificată, cu spirit antreprenorial la locul de muncă, noi nu putem de face business, indiferent de domeniu. Este exclus. Și atunci, oarecum, având aceste, și mulțumesc pe această cale colegelor mele care efectiv au făcut, dacă putem să o numim, inclusiv consiliere psihologică cu aceste departamente în care explicam, pandemia o să treacă. Toate lucrurile trec. Există indiferent, viață și după pandemie. Exact. Există sau nu. Până la urmă, irelevant ce se va întâmpla, dar această companie, dacă nu va fi sortită pieirii, cu siguranță va trebui să aibă aceleași valori ca înaintea pandemiei. Și atunci noi trebuie să venim și să implementăm niște lucruri care, una la mână, sunt reglementate de codul muncii, pentru că acele companii care au sub 21 de angajați
angajați au obligativitatea să școlarizeze odată la 2 ani angajații proprii, canalizându-i spre cursuri de calificare. Sau 3 ani și sub 21 de ani, 2 ani, numărul anilor din periodicitatea cu care aceste companii ar trebui să-și califice angajații și să-i scolarizeze este de, variază între 2 și 3 ani. Și atunci, până la urmă, inclusiv în codul muncii, tu ca departament și ca firmă ai această, ești obligat să organizezi aceste sesiuni. De ce? Pentru că, până la urmă, orice angajat care nu participă din an în an sau din 2 în 2 ani sau din 3 în 3 ani la aceste cursuri de formare, el nu mai are randament, el nu mai dă randament. Există o plafonare care este devine tratat în toate cărțile de resurse umane și de psihologie și până la urmă este clar să ni se întâmple acest lucru dacă noi nu încercăm să evoluăm și dacă noi nu reușim să ne șlefuim oarecum abilitățile. Dar în țara în care merge și așa sau încă această mentalitate este adânc înrădăcinată, e mai greu. E bine însă că ați găsit colaborare cu niște companii unde se aplică un management modern, performant, până la urmă un management care vizează profitul, nu? Că nu... Asta am încercat să explicăm, că până la urmă profitul și până la urmă calitatea resursei umane se traduce în profitul companiei și se traduce clar, fără doar și poate, nu este poveste, chiar este realitate. Chiar este realitate. Alte beneficii ale implementării programelor de învățare la locul de muncă. Ce dezvoltăm în acești cursanți? Ce încercați să creșteți? În primul și în primul rând este foarte important ca fiecare departament, fiecare companie să transmită mesajul că doar prin formare profesională continuă noi reușim să ne securizăm locul de muncă și reușim să ne securizăm un trai decent. De ce? Chiar și această pandemie ne-a învățat că dacă noi utilizam aceste platforme de întâlniri online ocazional și poate aveam sau nu habar să le utilizăm la nivel de 100%, adică la o performanță maximă, acum am învățat. Într-o lună toată lumea s-a perfecționat, inclusiv părinții copiilor care altfel nu ar fi avut legătură cu aceste platforme au fost nevoiți să învețe și au învățat și acum toată lumea folosim sau toată lumea folosește aceste platforme. Ca să revin la ideea principală. În primul și în primul rând eu trebuie să-mi conștientizez angajatul, persoana care lucrează pentru mine. Că fără această formare, fără aceste cursuri de calificare sau de specializare sau de perfecționare făcute din când în când, eu practic îmi destabilizez sau sunt vulnerabil șomajului. Ce înseamnă să devin vulnerabil șomajului? Păi devin vulnerabil de ce? Pentru că eu cu cât am mai multe abilități, cu atât acea companie mă poate folosi în mai multe spețe pentru care nu trebuie să angajeze în situație de criză o altă persoană, ci poate folosi pentru o perioadă scurtă de timp abilitățile mele și atunci eu sunt plus valoare, sunt valoare adăugată acelei companii și sunt mai puțin vulnerabil șomajului, pentru că dacă eu ca manager trebuie să aleg între 3 persoane din care o persoană este policalificată, multicalificată, da? Sau deține mai multe abilități și celelalte două care sunt doar pe un singur domeniu, fără a stăpâni și domenii conexe, cu siguranță când sunt în situația șomajului tehnic sau disponibilizării, cu siguranță voi alege persoana care deține mai mult know-how. Este absolut logic și acum până la urmă nu avem cum să blamăm aceste companii că au acest reper. Nu, până la urmă încerc să-mi țin în organizație persoanele care reușesc să absoarbă și sarcini în momente de criză și a altor poziții din organigramă și reușesc să mă scoată din impas. Că până la urmă a fost o luptă de supraviețuire în cadrul multor companii să depășească această perioadă. Și atunci, în primul și în primul rând, noi ar trebui să conștientizăm angajatul că fără această școlarizare și fără acest apetit de educație, această dorință de a se perfecționa continuu, el devine vulnerabil șomajului și s-ar putea să fie primul
care pleacă dintr-o companie. Da. Exact. Un alt avantaj sau un alt lucru care noi ar trebui să-l facem ar fi, în afară de conștientizarea acestui angajat, pentru că până la urmă mai e un lucru. Dacă eu ca angajat nu înțeleg deci nevoia mea sau de ce trebuie eu să fiu prezent la un curs, nici nu dau tot ce trebuie, nu am randamentul care mi l-aș dori eu ca centru educațional, nu l-am cu el în curs și atunci practic mi-ar plăcea ca spre noi să vină oameni care realmente ajung la concluzia pertinentă că trebuie să în fiecare an să pună câte o piatră peste know-how și peste cunoștințele pe care le au. Iar compania, la rândul ei, trebuie să înțeleagă că resursa umană este cea mai mare valoare, este singura valoare din organizație și să încerce să motiveze și să susțină, practic, să-și susțină angajații. Am înțeles. Deci beneficiile sunt multiple, dezavantaje nu există, decât că unii oameni nu înțeleg cum spuneam, că de ce să mai stau la un curs. E destul de greu de lucrat, dar și acolo cred că sunt speranțe, pentru că, iată, sunt cât se poate de pragmatice motivațiile. Câte IMM-uri sprijiniți, cu câte firme lucrați în acest moment, prin aceste programe de formare continuă la locul de muncă? Acest proiect își propunea să sprijinim mult mai puține companii decât o facem noi. Noi ne-am depășit cu mult indicatorul și ne-am depășit indicatorul acesta. Da, veste bună, ne-am dat seama că noi avem, sau companiile brașovene au nevoie de susținerea noastră. Și mai spun și de ce. Multe companii, dacă și-ar dezvolta un propriu centru de formare profesională, nu ar mai avea acest deficit de forță de muncă. Și atunci îi ajutăm cu experiența unui centru educațional de 20 de ani pe piață să-și dezvolte poate propriile departamente de școlarizare. O parte din companii vor achesa spre cursurile autorizate, ceea ce și în demersul autorizării acestor cursuri îi vom sprijini. Alte companii au nevoie de cursuri informale, unde deja le-am pregătit suportul de curs și îi susținem și încercăm să trainuim trainerii oarecum pentru ca aceste cursuri să fie livrate în condiții perfecte către angajați. Deci încercăm sau simțim nevoia, am simțit nevoia să ne îndreptăm spre multe companii, am dus o muncă de convingere sau am încercat să convingem managerii că au nevoie de aceste departamente, chiar dacă nu am primit resursa umană din partea companiei, ne-am dus noi și am implementat în cadrul companiei, bineînțeles cu acceptul lor, anumite instrumente, în așa fel încât la final să aibă acest departament de formare profesională. Și eu nu pot să spun decât că sunt mândră de echipa pe care o coordonez, sunt mândră de eforturile pe care noi le-am făcut și cred că munca noastră în această perioadă, prin dezvoltarea acestor departamente de școlarizare, va da roade pentru aceste companii și prevăd și estimez că undeva într-un an, când ei vor începe să ruleze generațiile de elevi absolvenți prin aceste departamente de școlarizare, nu vor mai avea acea nevoie acută de forță de muncă pe care o vor resimți alții care nu s-au aplecat către formarea profesională a acestor tineri. Bun, dacă nu zboară după aceea la un târg pe care îl organizați la o firmă care plătește mai bine, un om preocupat să crească... Continuu. Cum se pune problema aici? Veți reveni și la târgurile de joburi? Toate companiile se feresc să investească în formarea profesională a angajaților pentru, exact pe principiul acesta, că noi investim și după ce formăm și după ce ajungem la un nivel educațional perfect, omul decide că este foarte bun și pleacă la altă companie sau altă companie îl vânează și îl asimilează. Ideea e în felul următor. Politica de resurse umane pe care eu trebuie să o implementez într-o companie e legată și de acest departament de formare profesională, dar trebuie să fie și
legată de motivația pe care, de care trebuie să am grijă lună de lună. Și ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că eu trebuie să identific gradul de mulțumire și de satisfacție am angajaților. Să încerc să le să diminuez riscul gândului că, de a pleca. Eu dacă nu îmi canalizez atenția ca departament de HR sau ca firmă, ca manager până la urmă, că sunt de multe companii care nu au departamente de resurse umane sau au departamente foarte mici. Eu ca manager trebuie să am grijă și să văd dacă angajatul meu este motivat lună de lună, cu ce probleme se confruntă, ce anume, ce neajunsuri, ce nemulțumiri, pentru că eu dacă nu-mi țin toți angajații la un grad mediu de mulțumire și de motivație și de satisfacție, eu nu am cum să merg înainte și atunci eu ce fac? Spun, eu nu dezvolt ca să nu plece? Păi mie mi se pare asta că în momentul în care eu am această logică, eu nu pot să mă numesc un lider, nu mă pot numi un manager. Un manager crește, un manager ține, un manager dezvoltă. Da? Dacă eu nu reușesc să cresc, să dezvolt și să reușesc să-mi țin o echipă lângă mine, bazându-mă pe, repet, empatia mea, corporate, că până la urmă trebuie să existe și acest lucru, atunci mi se pare foarte grav. Adică eu nu creez ca să nu-mi plece. Nu e corect. Eu trebuie să creez ca să pot să nu am acel deficit de forță de muncă, să-mi creez propria pepinieră. Creștem împreună. Exact. Și pe de altă parte trebuie să am, să identific un pic cu ce probleme. Nici o persoană nu pleacă sau ponderea celor care pleacă doar pentru un plus mic la salariu este destul de restrâns. Toată lumea are impresia că oamenii își părăsesc locul de muncă doar pentru Nu, da. Pentru multe alte motive, nu? Sunt multe alte motive. Remunerația poate reprezenta un procent, dar uite, o să rămâneți surpriși. Noi am făcut foarte multe studii prin grația acestor proiecte europene și salarizarea nu constituie sau nu reprezintă ponderea majoritară sau cea mai mare pondere în decizia unui angajat, indiferent vorbim de entry level până în top management, nu reprezintă ponderea covârșitoare pentru care noi decidem. Ce mai contează? Hai să oportunități de dezvoltare, în primul rând. Nu? Contează foarte mult ca eu să ajung să mă simt important și valoros în cadrul unei companii. Contează ca munca mea să fie estimată la corecta valoare, nu neapărat versus remunerație, ci versus recunoștință, repet, / empatie, pe care, da? Contează foarte mult să am o perspectivă a carierei și să mi se oferă această perspectivă, pentru că dacă eu observ că acea companie angajează persoane pe o pătură superioară din punct de vedere organigramă și nu încearcă să mă ridice și să mă ajute pe mine să ajung un coordonator de echipă, un șef de schimb, și atunci el preferă să aducă elemente noi din exterior care nu sunt atât de familiarizați cu politica companiei și cu misiunea și cu toate nebuniile și preferă să facă lucrul ăsta, atunci categoric satisfacția mea versus cât am muncit și eforturile pe care eu și munca și know-how-ul pe care eu îl depun zi de zi la locul de muncă s-ar putea să nu mă mai satisfacă. Sunt lucruri mici pe care managerii le produc și le fac, care stârnesc un val de nemulțumiri în rândul angajaților și deciziile de multe ori sunt luate pentru o angajare făcută din exterior, faptul că am muncit pentru un proiect și la final meritul meu nu a fost menționat și poate ar fi fost suficient ca într-un anumit context să primez recunoștința managerului, șefului meu, o validare exact a muncii mele. Este important să văd că această companie dorește să mă dezvolte profesional, mai ales pentru tineri e un factor important de decizie, pentru că dacă acea companie tu observi că doar îți folosește inteligența, energia, creativitatea și nu-ți oferă la schimb oarecum toate aceste lucruri care, repet, nu se traduc în bani, se traduc în dorința mea ca tânăr să ajung sau să reușesc sau să măcar să știu că am
cale liberă, dacă reușesc și sunt ce trebuie profesional, să ocup o altă poziție în cadrul companiei. Trebuie să mă simt important, trebuie să simt că munca mea a fost o piatră mică într-un imperiu pe care noi l-am construit. Dacă eu nu simt acest lucru și mă simt doar angajat în numărul 473/F, adică femeie, bărbat, dintr-o companie, atunci s-ar putea ca tânăr sau ca nu neapărat tânăr să nu mai simt că virgulă contez, și pentru noi e important să ne să tragem și niște sau să avem și satisfacția muncii. Și atunci categoric este important să am și ce pune pe masă copiilor a doua zi, dar repet, procentul nu este atât de covârșitor. Și apropo de tineri, discutam zilele trecute cu persoane aflate la vârsta mijlocie și spuneau: tinerii ăștia, dragă, odată imediat se mută dintr-o companie într-alta. Nu mai stau ca noi să îmbătrânească, să iasă la pensie din aceeași companie. E vorba de faptul că nu se deplinesc aceste cerințe? Sau este vorba de ceva negativ? S-a lucrat mult. First Job School a desfășurat programele cu adolescenții și cu noi cu acum liceenii. Suntem, ca să răspund pragmatic, lucrurile sunt au două aspecte. Odată vorbim de acești tineri care nu au primit o educație profesională și aici mă doare sufletul când intru în aceste școli cu filieră tehnologică și îmi dau seama că avem diamante, noi avem 3 proiecte în implementare acum pe în parteneriate cu licee, cu filieră tehnologică și mă doare când văd diamante neșlefuite. Și care nici nu vor să iasă la lumină. Deci asta mă doare cel mai mult când identific tineri care ar avea potențial și care nu-și doresc. Aici noi tot am povestit în multe întâlniri de ale noastre și vorbeam de cât de important este cât de important este educația pe care acest tânăr o primește și o educație care să fie nișată corect și vorbesc de educația profesională aici, nu vorbesc de cei 7 ani de acasă, ci vorbesc de educația profesională. Și atunci întâlnim în aceste licee tineri care au o meserie fabuloasă și cărora le este rușine să o practice, pentru că probabil părinții lor își doresc ca ei tot să urmeze o facultate. Dar, repet, acei tineri, dacă și-ar a ținti atenția asupra acelei meserii, ar putea fi mult mai bine remunerați și mult mai bine apreciați ca artiști mulți, ca meseriași mulți, da? Exact. Mult mai bine remunerați și apreciați pe piață decât dacă ar fi iară un număr random dintr-o universitate unde poate că ar face față, poate nu ar face față. Și atunci, ca să-ți răspund, da, există acești tineri care, din păcate, la 18 ani nu au habar ce își doresc. Cu siguranță, poate nici la 30, nici la 40, nici la 50 nu știm ce ne dorim. Poate nici la 80, eu știu, nu știu. Dar totuși mi se pare trist, făcând comparație cu alte generații, pentru că noi, grație firmei de resurse umane, am intrat permanent în contact cu clase terminale de la licee, de la școli profesionale și am observat cu tristețe că aceste meserii care reprezintă, cum spuneau părinții și bunicii noștri, o brățară de aur, o sintagmă învechită, dar foarte corectă, acum au devenit meserii rușinoase și acești tineri nu-și mai doresc să le practice. Și noi prin aceste proiecte încercăm, prin oameni invitați de succes în domenii, încercăm să explicăm că un tâmplar este un zeu de multe ori și poate fi o persoană care să meargă spre sfera artistică și să fie un om bine cotat și bine văzut și celebru poate, da? Avem nevoie în domeniul ospitalității de oameni care la fel încerc să aduc oameni care sunt de succes și am prezentat acestor copii mulți oameni de succes, vorbim de bucătari de succes, care, de ospătari, de șef de sală, de oameni care au coordonat vase de croazieră și am încercat să explicăm și să schimbăm mentalitatea. Asta facem cam de un an în aceste școli. Nu este simplu.
O parte din acești copii, ca să revenim la întrebare, într-adevăr își schimbă locul de muncă pentru că nu împărtășesc viziunea sau nu împărtășesc ideologia managerului companiei respective sau a departamentului de resurse umane, dar o parte pur și simplu nu știu încotro să o apuce. Și asta aici este... e grija părinților, a societății, a educatorilor, a cui... că... Aici proiectele acestea care au fost lansate și pe care și First Jobs School le are acum în implementare, și anume de a încerca să stimulăm stagiile de practică și să venim și să angajăm din, că noi avem misiunea de a angaja din rândul acestor tineri și de a le oferi și alte calificări, doar reușesc să devină activ pe piața muncii. Aceste proiecte trebuiau implementate din punctul meu de vedere acum vreo 4-5 ani, când noi discutam, pregăteam un târg și eram aici în studioul vostru și discutam și vorbeam că trebuie susținute școlile profesionale pentru că în curând noi nu vom mai avea specialiști și aceste companii care au venit și s-au locat în regiunea centru urmează ușor-ușor să plece pentru că negăsindu-și forță de muncă se vor orienta spre țări și spre localități care oferă această, această posibilitate și această nevoie de fapt fără doar și poate. Deci din punctul meu de vedere aceste proiecte trebuiau implementate acum câțiva ani, lansate de minister și implementate de companii deci, cum sunt și politică, eu. O chestiune politică până la urmă, de politică socială, de viziune. Da, pentru că noi trebuia să tratăm niște generații, noi trebuia să motivăm niște generații ca să nu ajungem în situația în care suntem acum. Și dacă acest lucru, prevenția de multe ori reușește să diminueze riscul, da? Și atunci, practic, noi dacă aveam aceste proiecte acum câțiva ani, reușeam să reabilităm profesional măcar o pondere din acești tineri să nu mai părăsească țara, să rămână meseriași în țara lor, să ajungă să facă cinste meseriei pe care au, pentru care au învățat în școala profesională sau în liceu. Reușeam să înțelegem că anumite meserii sunt redundante, dar alte meserii pot reprezenta un wow pentru societatea noastră și acești copii ar putea să aibă un viitor strălucit și să fie, să obțină acea notorietate pe care toată lumea și-o dorește acum, nu înțeleg de ce, dar și-ar putea obține acea notorietate prin aceste meserii frumoase pe care ei le studiază în cadrul acestor licee. Dar niciodată nu este prea târziu. Tocmai, asta vreau să fie concluzia întâlnirii noastre de astăzi. Apropo și de adaptarea asta la specializarea inteligentă, formarea profesională, văd că este titlul unui proiect, niciodată nu e târziu să începi, să înveți, să conștientizezi niște lucruri, nu? Da, cu siguranță, nu este târziu. Nu a fost ușor nici unora dintre noi care aveam, slavă Domnului, niște ore la computer, care comunicam, care aveam și tot ne-a fost greu când când ni s-a zis de mâine online totul. Digitalizarea asta abruptă. Asta vreau să spun. Digitalizarea a fost introdusă prin strategii europene de foarte mulți ani. First Jobs implementează proiecte de 15 ani și noi în fiecare an aveam cel puțin o activitate destinată digitalizării și TIC-ului. Da? Adică doar că... La noi s-a tot tărăgănat. Exact. Implementarea a fost făcută, dar a fost făcută pe un grup țint mic, un grup țintă mic, oarecum nefiind obligați, exact ce spuneai, nefiind obligați să ne mobilizăm într-o lună, să stăpânim toate... Ne gândeam noi la webinarii, la asta vreau să spun. Zoom, da, la ședință, aveam, la conferințe. Și noi, și noi aveam conferințe online și noi aveam cu echipa, cu colegii care erau prin alte orașe și noi aveam ședințe de genul acesta, dar la modul în care să ajungem să ținem 99% din întâlniri așa și mai ales partea de formare profesională, cursurile unde, repet, a trebuit tot speech-ul, toată atitudinea, totul să modificăm pentru că nu funcționează, pentru că dacă fizic în momentul în care te-ai plimbat printre într-o sală de conferință reușești să captezi atenția și ai niște trucuri care țin de partea vizuală, în momentul în care noi stăm cu camerele închise și încercăm să facem flic-flacuri online, e cam complicat. Da, mai e paraverbalul, mai e non-verbal,
manualul, mai sunt instrumente care n-au mai putut fi folosite. Asta spun, care, pe care noi le foloseam în cadrul acestor întâlniri cu aceste persoane, conferințe și ce mai organiza First Job School, și acum a trebuit să ne reinventăm, pentru că toate aceste lucruri care și noi le învățasem în timp de la alți specialiști, cum să devină o predare interesantă, cum să mă mișc, cum să vorbesc, cum să fac, nu a mai funcționat absolut nimic. Ne-am pus în fața laptopului și am încercat doar prin inflexiunile vocii și prin o tonalitate din asta uneori puțin forțată, duioasă, uneori forțată, să ne impunem, da, și a fost mi-a folosit de... faptul că lucrasem la radio niște ani. Da. Nu a fost la îndemâna oricui să țină cursuri, mai ales, sau să... Cu siguranță, foarte complicat. Comunice. Foarte, foarte complicat. Deci asta mi s-a părut, apropo, să revenim la prima idee, aici mi s-a părut provocarea cea mai mare, să ne adaptăm într-o perioadă scurtă, pentru că trebuie să livrezi aceeași calitate, tu trebuie să livrezi aceeași informație și trebuie să o faci bine. Doar că trebuie să te înveți tu și să-ți găsești propriile resurse ca într-o lună să devii alt om, să te reinventezi, reinventarea asta, ca să-ți răspund la prima întrebare. Asta mi s-a părut cea mai mare provocare și, dacă vrei, cel mai mare plus valoare, că ne-am dat seama că ne putem reinventa foarte repede în situații de criză. Deci, până la urmă, ce nu te omoară, te întărește. Corect. Felicitări pentru tot ce s-a întâmplat la First Job School în această perioadă, pentru ce ați reușit să inventați, să reinventați și să-i faceți și pe alții să o facă. Și la mult succes proiectelor viitoare și celor care încă sunt în desfășurare. Mulțumim din suflet, sper să ne revenim și să putem socializa, pentru că ne doream și un târg, ne dorim să ne vedem evenimente, da, ne dorim evenimente, ne-a fost dor, ne e dor de evenimentele pe care First Job School le organiza, ne e dor să avem conferințe cu oamenii dragi de la companii, cu invitați speciali, ne e dor de toate lucrurile astea, să sperăm că o să le putem organiza în viitor. Conexiunea umană rămâne una tu, indispensabil, de fapt, pentru dezvoltarea noastră. Mulțumesc mult încă o dată pentru prezență, doamnelor, domnilor. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Mix Actual. Raluca Baghiu, fondatorul și managerul First Job School Brașov, ne-a fost oaspete. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor!